Mușcătura de căpușă poate deveni o amenințare serioasă pentru sănătatea noastră, mai ales în regiunile unde aceste creaturi sunt întâlnite frecvent. Mușcăturile de căpușă pot fi dificil de recunoscut, deoarece nu provoacă întotdeauna simptome vizibile. Dacă observi o căpușă atașată de pielea ta, este important să o îndepărtezi cât mai curând posibil, deoarece riscul de a contracta o boală crește odată cu durata de timp în care căpușa rămâne atașată. Aceste căpușe pot transmite boala Lyme și alte infecții. Iată pașii pe care trebuie să-i urmezi în cazul în care ai fost mușcat. Păstrează-ți calmul și asigură-te că zona în care te afli este sigură. Utilizează o pensetă pentru a scoate căpușa de pe piele. Încearcă să prinzi căpușa cât mai aproape de suprafața pielii, evitând să-i strângi abdomenul pentru a nu împinge fluidele infecțioase în mușcătură. Trage căpușa încet și ferm în sus, fără să răsucești sau să smulgi, pentru a evita ruperea gurii și lăsarea unor părți în piele. După îndepărtarea căpușei, curăță zona mușcăturii cu apă și săpun, apoi dezinfectează cu alcool sau un antiseptic. Poți aplica și un unguent antibiotic pentru a preveni infecția. Păstrează căpușa într-un recipient sigilat sau într-o pungă de plastic pentru a o prezenta medicului în cazul în care apar simptome sau complicații ulterioare. Monitorizează zona mușcăturii în zilele și săptămânile următoare pentru semne de infecție sau reacții alergice, cum ar fi roșiață, umflare, mâncărime, febră sau durere articulare. Dacă observi astfel de simptome, consultă un medic cât mai curând posibil. Relatează realitatea.net.